A fost într-adevăr o după-amiază turidă, întrucât în România toată lumea s-a mobilizat pentru această partidă, de altfel de mare încărcătură și, până la urmă, de excepție, măcar vreo 50 de minute pentru Naționala României contra Germaniei, un mastodont al fotbalului european. România conducea cu 2-1 la pauză și pusese probleme reale, într-adevăr, echipei Germaniei, care nu strălucea decât prin disciplină și prin știința jocului, care erau evident superioare României. Din păcate, până la urmă am pierdut, o înfrângere venită în minutul 90, pentru că germanii nu s-au grăbit. România a căzut fizic după pauză și s-a văzut în ce campionat joacă cei mai mulți dintre componenții acestei echipe. Un campionat de 2 lei, care nici nu există, care nu are nicio personalitate și unde totul este un truc. Pentru că altfel, ați văzut, jucătorii aveau, cum să spun, îndeletnicirea necesară pentru a concura o echipă venită totuși făcută pe bani grei, făcută pe știință, făcută pe trudă cu adevărat, nu făcută după ureche cum era a noastră. Germania nu ne era tehnic superioară, n-avea individualități mai bune decât noi, asta este clar, dar avea această știință bătută în cuie de sute de ani, da? Nu numai a fotbalului sau a sportului german, dar în general a vieții. România se vedea de la început că îi lipsește ceva, chiar și atunci când accelera. Deci noi am avut oarecum în această partidă destinul Franței de la Sevilla în 82. Dar atâta doar că la pauză nu ne-am mai întors, trebuia să punem șaua pe ei și să jucăm cu toată echipa la jumătatea terenului, pentru că singurul ingredient pe care puteam apăsa era ofensiva și să încercăm să-i dăm Germaniei, să nu ne oprim la 3-1, să nu ne oprim la 4-1, să nu ne oprim la 5-1. Numai așa puteam să murim frumos. Noi am încercat să gestionăm la 2-1, ceea ce era o calamitate. Sigur că după golul făcut de Yanis Hagi, a fost penaltiul lui, o enormă eroare a mezinului Hagi, România a căzut, probabil și mental, urma să cadă fizic, se vedea deja asta. Căzuse fizic din minutul 45 și 35 de secunde, nu mai putea. Dar poate că dacă nu făcea Hagi acest penalti de tembel, poate am mai fi dus-o vreo 15 minute cu 2-1. Și am fi intrat în istorie. În orice caz, chiar și așa, rezultatul este excepțional. Am dat 10 goluri la acest turneu final. Pușcaș ăsta a ieșit în evidență, cunoaște toată Europa acum. Din păcate, ceilalți n-au confirmat într-un meci cu Germania. Hagi și Florinel Coman n-au fost de nicio utilitate. Și nemții și-au țesut pânza aia de paianjen rudimentară, așa cum i-am văzut câștigând în toate timpurile. Și când a bătut gongul minutului 90, ne-au beștelit definitiv. Da? Deci meciul pe care îl știam, da? Da, ne-am uitat la el doar ca să avem confirmarea. Asta e naționala Germaniei. Bun, și Dan Bâra sigur a văzut meciul, poate că a văzut alt meci. O să vă explice el mai multe în continuare. Nu mai avem foarte mult timp. În rubrica de pariu rămâneți așadar cu Dan Bâra. Toate bune. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet. De la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Sunt Dan Bâr, alături de Savin Pârvante. Salut, Savin! Salut, Dane, salut, salut! Fără să ne plângem, fără să, eu știu, spunem lucruri care nu sunt neapărat, eu știu, legate de momentul prezent, ce trebuie să punctăm de pe urma acestei semifinale, România-Germania? Eu am spus ieri că finala va fi Germania-Spania, și iată că așa s-a întâmplat. Am remarcat faptul că jucăm maximum o oră și așa s-a întâmplat, pentru că apoi ne lasă bateriile. Sugeram eu ceva, dar nu s-a întâmplat cum ziceam, și anume că trebuie să fragmentăm jocul cât mai mult atunci când au adversarii mingea.
Și ar mai fi multe de spus, dar tragi și pe tine, la obiect trebuie să vorbim ca să avem timp să, eu știu, includem cât mai mult în discuția asta. Nu ne permite timpul să facem o emisiune de 2 ore, pentru că atunci ar fost interesant. Cred că întrebarea pe care ne-o punem acum este cu ce rămânem după toată povestea asta și eu am impresia că rămânem cu următoarele lucruri. În primul rând, ne-am calificat la Jocurile Olimpice, asta e foarte bine. Doi la mână. Rămânem cu senzația că fotbalul românesc nu face suficient de multe pentru fotbaliștii săi, care s-au dovedit talentați, dar iată cum fizic noi am pierdut acest turneu final pe acest concept considerent al pregătirii fizice. Evident, pregătirea fizică este doar un efect al care are cauze în altă parte, și anume profesionismul, care lipsește, profesionalismul care lipsește din fotbalul nostru, alimentație, medicație, condiții bune de antrenament, salarii venite la timp, un mediu în care lucrurile se desfășoară așa cum ar trebui. Și multe altele. Ne aducem aminte de echipe românești care pleacă în cantonament vara fără preparator fizic, ceea ce mi se pare absolut de neimaginat. Adică mai bine nu mai faci fotbal decât să procedezi în felul ăsta. Nu e bine să ne gândim cât de extraordinare am fost, cât de bine că ne-am calificat la campionatul european, ci să ne gândim la soluțiile, la întrebările care rămân puse după acest campionat. Da? Dacă ne gândim la răspunsuri, nu e foarte ok, dar trebuie să ne gândim la întrebările care rămân după încheierea turneului. Da, băieții ăștia de la Naționala Mică, care trebuie felicitați în seara asta, au o mare problemă. Nimeni nu va mai aștepta. Tot s-a discutat, ok, hai să clădim o națională, hai să mai clădim o națională, hai să încercăm să vedem ce mai putem face în fotbalul românesc. Nu s-a întâmplat, că n-am avut cu ce. În anii anterior n-am avut cu ce. Acum avem această națională de tineret și va face pasul către naționala mare urgent. Adică pe 5 septembrie avem meci cu Spania și mă aștept ca o bună parte din cei care sunt acum... Tu îi vrei în teren. Nu, lumea nu va mai avea răbdare cu ei. Nu, dar întrebarea e, tu îi vrei în teren? O parte dintre ei, evident că îi vrem în teren și în frunte chiar cu cei care au dezamăgit ușor în această seară, Hagi, Florinel Coman și așa mai departe. Da, trebuie să fie pe teren, pentru că, din nou, nu avem alte soluții. Ok, au fost Punar, au fost Dragoș Grigore, am văzut ce știe și Kirkeș, am văzut ce mai putem aduce acolo la național. Nu e ok, nu ne descurcăm bine. Trebuie să apelăm la ei, dar lumea nu va avea răbdare cu ei, iar asta este o mare problemă pentru această națională de tineret. Nu va avea răbdare cu ei pentru că au bifat această performanță și toată lumea spune acum, ok, gata, sunteți buni, haideți la Naționala Mare. Eu aș mai adăuga ceva, trebuie să ne gândim un pic și la meritele lui Gică Hagi, dacă sunt într-adevăr reale sau nu. De ce spun chestia asta? Pentru că, iată, el a contribuit, 10 din cei 23 de jucători au fost proveniți sau trecuți prin academia sa. Însă, aici sunt două aspecte. Unul la mână, cum a luat acei jucători, pentru că s-a tot vorbit și sunt convins că în mare parte ăsta este adevărul, că i-a luat cu japca de la o grămadă de cluburi din toată țara, făcându-i pe cei care au crescut să rămână cu buza umflată mai apoi, dar și că a făcut lucruri destul de bune. Însă mai e un detaliu aici, să ne uităm la Ianis astăzi, da? Care este un produs 100% la Academiei și chiar vine de la Viitorul. Cum nici el, după pauză, nu a mai avut puterea să alerge. Așadar, cât de bine să face oare treaba la Viitorul? Da, când e cei mai buni jucători din țară, foarte bine. Ai făcut chestia asta, dar hai să vedem. Păi tu, Viitorul, ca să promovezi, ai nevoie de seria aia de blaturi, da? Am văzut și articolul din GSP ieri, absolut fabulos, dacă nu l-ați citit, vă recomand să-l citiți cu interlopii care sunt în jurul naționalei.
Pomenit de blaturile pentru promovare, blaturile pentru rămânerea în Liga 1. Ignacio, aminte când era să retrograze Viitorul, a salvat-o Steaua și, au salvat-o Steaua și Dinamo. E vorba de câștigarea titlului. Ne aducem foarte bine aminte că și acolo au fost multe meciuri suspecte. Eu cred că au fost blaturi. Asta e părerea mea extrem de tranșantă. Și cât de bine până la urmă se face treaba, pentru că am spus, e ușor să iei jucătorii, da, îi aduci undeva, le creezi anumite condiții, dar mai apoi cât de bine se fac lucrurile acolo, pentru că jucătorii ăștia, 10 din 23, adică jumate aproape din echipă, veneau de la Academia Hagi și eu n-am văzut pe unul care să fie mai bine fizic decât altul. Da, e, așa l-am putea pune, i-am putea pune în aceeași oală și pe Pușca și Ivan, care nu mai joacă de ceva vreme în Liga 1 sau Pușcaș chiar. Bun, nu a avut, ne putem întreba și chestia asta, dar Pușcaș, de exemplu, care vine de la Palermo, da, din Italia. Eu sau... cred că e o trăsătură a fotbalistului român, dar nu cred că e vorba despre... Cred că, uite, de exemplu, dacă Dragomir, care a venit de la, a fost la Arsenal, da? N-ar fi fost la echipa U23 atât de multă vreme, poate ar fi putut beneficia de creșterea aceea pe care a beneficiat în cadrul Academiei Arsenal. Sau Pașcanul la Leicester, da? Că și el stă acolo în antecameră, dar nu face pasul către echipa mare și asta se vede la un moment dat. Da, cu siguranță. Iar tot felul de carențe în ceea ce privește pregătirea, fotbalistul român a avut dintotdeauna. Astăzi aveam o discuție legată de colegii noștri, legată de Hagi, de Hagi cel Mare. Să ne aducem aminte ce juca Hagi cel Mare. 60 de minute rezolva meciul. Dispărea din joc, da. Care, corect. După care dispărea din joc. Bine, nu se ridică nimeni la nivelul lui Cică Hagi, dar carențele astea au fost dintotdeauna. Da, dar acum puteți ne gândiți la alți fotbaliști care au stat destul de bine din punct de vedere fizic. E adevărat, în principal stă mai leneș. Mi-aduc aminte la un meci, mă uitam la Luțu, se încălzea, mai era încă în jucător, se încălzea, stătea așa sprijinit cu mâinile de reclamele alea și mișca un picior în spate, așa, știi, îl mișca pe loc. Aduți aminte de contra cu jucă. Contra, dacă mingea trecea la 2 metri prin fața lui, nu mai alerga după minge. Bine, era un fundaș fantastic, era imposibil de dat jos, dar ăsta e fotbalistul român, poate până la urmă. Aici e cu dușitor și chiar dacă e așa, de ce să nu se depășească chestia asta, pentru că ar fi cazul. Din păcate, n-avem timp suficient să vorbim atât cât ne-am dori. Hai să mergem către ceea ce urmează. Poate că am punctat câte ceva, poate datoria celorlalți colegi din presă să puncteze și ei să fie un pic mai, mai incisivi în privința fotbalului românesc și să nu lase această generație să rămână, eu știu, să se întoarcă în mediocritate. Pentru că, hai să, uite, îți mai zic un exemplu și 10 secunde. Băluță merge la Brighton în vară, da? În vara asta. Acolo nu o să poată juca, pentru că Băluță, ai văzut, se înneacă după 45 de minute, nu mai poate să mai stea în picioare. Da? Da. Ce o să facă Băluță? O să ajungă rezervă la Brighton. Da? Și așa și ceilalți. Că... rezervă la Brighton, chiar nu te împrumute prin Liga 2-a, 3-a. Ceva de genul, dar nici acolo nu o să joace. Aduți aminte de Adi Popa. Bun, mergem către primul subiect. Întâlnirea între Argentina și Venezuela este meciul zilei Unibet. Vedem cotele și apoi o să-l întrebăm pe Sabin dacă s-au mai modificat. Argentina favorită cu 1.56, 3.75 este cota pentru un rezultat de egalitate. Victoria Venezuelei 6.50 și tot din oferta Unibet, pentru că avem de unde alege la Unibet, ne-am mai selectat câteva idei. Spre exemplu, clasicul peste 2.5 goluri. Da? Aici o cotă generoasă, chiar foarte, foarte bună cota asta. Argentina și peste 1.5 goluri, adică să câștige Argentina și cel puțin 2 goluri în meciul 1.98 și gol marcat de Messi, iarăși cotă foarte, foarte atractivă, 2.02. Sabine, care sunt ponturile și dacă s-au modificat cotele apoi? Nu sunt modificări importante ale cotelor. 1.58 acum e cota Argentinei, mai urcă puțin. Ponturile noastre sunt X12 peste 1.5 goluri, cota 1.49. Și Argentina câștigă, pentru că după ce s-a întâmplat în grupe și după, în sfârșit, discursul lui Messi la capătul unei aventuri, experienței din grupe, până la urmă încurunată cu un pseudo-succes, că s-au calificat mai departe, poate că Argentina va evolua într-un alt fel, va juca altceva. Ar fi și o
știu eu, o schimbare de tactică, dacă vrei, la Naționala Argentinei. Messi va trece în spatele vârfurilor, practic se ajunge într-un sistem pe tipul Barcelonei, sau să știți, totul se clădește în jurul lui Messi, care primește mai multă libertate de mișcare în spatele vârfurilor. Nu a mai câștigat Venezuela în fața Argentinei de prin 2011, în toată istoria ei are o singură semifinală de Copa America. Cred că Argentina are prima șansă și dacă va fi atentă, va ști să profite de această situație și de faptul că are până la urmă în față o adversară care nu stă foarte mult jucători de calibru. Da, așa este. Totuși destul de riscant, Sabin, să pariezi pe Argentina la turneul ăsta, pentru că până acum n-a arătat convingător. Da. Adică de unde ar putea scoate iepurele din joben? E clar, din valoare, pentru că Argentina are valoare cu calul, nu se pune problema. Da, dar jobenul la cine ar fi? Asta mă întreb. Jobenul e... Nu e în cantonamentul sau destinul Argentinei. Mă gândeam dacă nu e Messi cumva, omul cu jobenul. Da, e prea mult. Deja e prea mult. Ai văzut faza aia care s-a tot difuzat, în care Messi, săracul, a relegat singur, era un jucător al Argentinei, nu mai respirea, se ținea de mijloc și era înconjurat de 4-5 adversari în partida cu Paraguay. De partida de debut, nu mai știu cu cine au jucat, dar au pierdut atunci cu 2-0. E glasnic, nu poate Messi, dar unde cu Columbia, parcă, nu? Nu, cred că era la doilea meci sau al doilea, în remiza cu Paraguay. Da, Messi, e clar, poate face ce vrea el, dar mai trebuie să fie și ajutat. Sunt jucători bază tot la Argentina. Bine, acum mai e varianta în care Messi scoate jobenul, dar nu e niciun iepure acolo. Păi, da, asta ar fi varianta catastrofă pentru Argentina, pentru că dacă nici lui Messi nu iese ceva, Argentina e terminată.